prieteni, bine v-am găsit la al doilea episod din seria noastră de carieră cu UTA Arad. Fluier de start aici, Astra are lovitura de începere. Pasă frumoasă aici pentru Tripici, Răduț, e gol. 1-0 pentru Astra în minutul 13. Acum Oroian pasă pentru Hora. Hora lansează pe Niculescu acolo. Niculescu e șut și gol! Gol UTA! 1-1! Înscrie Niculescu! Așadar, UTA egalează 1-1. Hora frumos aici, recuperează Ian Hora. Avansează cu balonul. Hora pentru Buhăceanu, respinge Lazar. Oroian, frumoasă aici, întoarcea lui Oroian pentru Buhăceanu. Vali Buhăceanu pentru Miculescu. Ce gol! Gol! Fabulos! 2-1 pentru UTA, nebunie la Giurgiu! UTA trece în avantaj, 2-1, minutul 45, dublă Niculescu. Final de repriză, prieteni, revenim după pauză. Centrare acum lui Pahonțu pentru Montini, respinge Erico. Gheorghe, ce frumos trece de Tomozei, Gheorghe cu lob peste Iacob și e gol. 2-2, ce meci nebun, ce meci nebun, prieteni, 4 goluri, minutul 60. Acum Buhăceanu se întoarce. Oroian mai departe la Albu pentru Hora. Se stinge faza. Primește Oroian de la Buhăceanu, intră în careu, o fentă frumoasă, se întoarce și pentru Vorobiu Vas, care șutează pe lângă poartă. Ce ocazie! Budescu aici, pasă frumoasă pentru Gheorghe, la balon pentru Montini, șut, e 3-2 pentru Astra. Din nou fază periculoasă pentru cei de la Astra, șutează și Iacob, respinge Iacob în două rânduri! Pornește acum UTA pe contraatac, Niculescu pentru Hora, avansează Hora cu mingea! Hora pentru Buhăceanu, ratează pasă Hora și e final de meci! 3-2 pentru Astra! Așadar, prieteni, Wolo Koulibaly ajunge liber de contract la echipa noastră. De asemenea, le-am luat și pe Coning din Academie.
Merge mai departe prieteni cu meciul dintre UTA și Argeș aici pe Arena Francis Neumann din Arad. În imagine avem pe nou venitul Koulibaly. Iar acum haideți să vă prezentăm echipa. Jucăm într-un 4-2-3-1 cu Iacobu în poartă, Tomoze, Erico, Benga, Koulibaly, Albu și Neruț, roșu la mijloc, Antal și Buhoceanu în benz și David Miculescu în spatele golgheterului Ioan Hora. Accidenta mai devreme Vali Buhoceanu și probabil că urmează să fie schimbat acum Antal pentru Miculescu, Miculescu pentru Hora. Hora, șutează Hora, e gol! La 0 pentru UTA, minutul 15. Iese acum Vali Buhoceanu și intră Cipri Rus. Intră Ghici, intră în careu pentru Malele, care pasează greu pentru Drăghici. E 1-1. Galează Argeșul. O fază pietoasă pentru Argeș, intervine Koulibaly. Primește aici Miculescu, centrează Miculescu pentru Hora, vole și gol! Nebunie la Arad! Dragi prieteni, 2-1 pentru UTA. Acum Antal, se întoarce Antal. Wow, Dumnezeule! Ce gol! Ce minunăție de gol reușește aici Liviu Antal. UTA conduce cu 3-1 aici la Arad. Scapă cu Miculescu, Miculescu avansează, Miculescu, scăriță și e gol! 4-1 pentru UTA! Pericol aici, Drăghici în care e un impecabil Koulibaly! Avansează Miculescu pentru Hora, hat-trick! Gol, UTA! Final de meci aici la Arad pe Francis Neumann, Hora cu nou hat-trick, UTA se impune cu 5-1.